În Slatina, 8.000 de persoane ar putea beneficia de tichetul social. Acesta se acordă de două ori pe an, de Paște și Crăciun, și are o valoare de 100 de lei. Categoriile de beneficiari cuprind pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 800 de lei, dar și persoanele cu handicap grav și accentuat. Pentru a putea beneficia de tichetul social, doritorii trebuie să depună o cerere de solicitare la una din cele 10 locații stabilite la nivelul municipiului. La cerere, aceștia trebuie să atașeze o copie a actului de identitate, dar și un cupon de pensie sau decizie de încadrare în grad de handicap. Documentele cu care trebuie să vină posibilii beneficiari. Actul de identitate, normal, și documentul din care se rezulte că aparțin uneia dintre cele două categorii care pot să beneficieze de etichete. Pensionarii vor depune cupon de pensie din luna curentă sau cel mult din luna anterioară, din cupon rezultând că are că au pensie mai mică sau egală cu 800 de lei. În condițiile în care există pensionari care nu au primit încă pensia, deci nu pot să prezinte un cupon de pensie, vor prezenta decizia de pensionare. Este cea care documentează faptul că aparțin categoriei de pensionari și care este cuantumul pensiei. La nivelul Slatinei au fost stabilite mai multe locații unde beneficiarii pot merge să depună cererea de solicitare. Astfel, centrele vor funcționa în cadrul primăriei Slatina, la Direcția de Protecție și Asistență Socială Slatina, la casieriile companiei de apă Olt, dar și la Centrul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități de pe strada Centura Basarabilor.